Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Imaginați-vă o școală, o clădire unde intră 80.000 de oameni pe an, 80.000 de oameni care învață, care pleacă apoi pe mările lumii și care aduc bani, bani frumoși în țară, pe care cheltuie evident și cu familie, dar și în economia locală. Acești 80.000 de oameni bine calificați s-au dus anul trecut, au fost anul trecut în sediile Ceronav. Acolo au făcut diverse stadii de pregătire, au urmat diverse cursuri obligatorii. Discutăm astăzi despre ce s-a întâmplat în 2016 la Ceronav, ce se întâmplă acum, dar și despre viitorul acestei instituții în 2017, despre ce are de gând, despre planurile de investiții, chiar cu directorul general al instituției, domnul Ovidiu Cupșea. Bună seara! Bună seara! N-am greșit, nu? 80.000, parcă 80 așa ați spus. 80.000, aproape 80.000, 79.000 de cursuri furnizate la nivelul anului 2016. E mai mult decât v-ați propus, mai puțin? Ca să facem o comparație cu ceva, că nu știu cu ce să compar. 80.000 pare mult dacă ne gândim la cifră brută. Da, da. Păi dacă vă gândiți la cifră brută, să știți că este cel puțin la nivel european cel mai mare număr de cursuri realizat de o instituție de training din domeniul maritim. Este adevărat că și noi ca furnizori de forță de muncă suntem un furnizor important. În transportul maritim există trei componente importante: nava, infrastructura navală și operatorul de navă, respectiv marinarul care trebuie să învețe inclusiv la Ceronav pe parcursul pregătirii profesionale. E una din aceste componente care este forța de muncă în domeniul maritim, marinarul, operatorul de navă, este foarte bine reprezentată la nivelul României. Chiar dacă, așa cum știm, din punct de vedere al flotei, nu stăm foarte bine în momentul de față. Foarte bine spre dezastros. Ok, foarte da? Bine spre prost. Asta, da. Mai avem cam 5 nave sub pavilion românesc, dacă nu greșesc. Cu toate acestea, în ceea ce privește forța de muncă maritimă, suntem unul din cei mai importanți furnizori la nivel mondial. Adică, să vă faceți o imagine, suntem între primele 10 țări din lume care furnizează ofițeri de marină în flota mondială, în condițiile în care în lumea asta există state ca Japonia, știu, Statele Unite, Anglia, țări și așa mai departe. Am dat câteva exemple de țări, de națiuni maritime, care au marinarii mai puțin decât are România. Cum s-a ajuns la acest număr mare? Dacă facem așa, putem să facem o incursiune în istorie. Nu e chiar subiectul emisiunii, dar e interesant. Vorbeam zilele trecute cu rectorul Universității Maritime, care ne-a povestit și știu că ați predat acolo, sau mai predați, nu? Predau, da. Modul în care au luat ființă această universitate. Avem o tradiție noi în această meserie? Avem și o tradiție marinerească. Acum, bine, dacă o luăm inclusiv de pe vremea pânzarilor moldovenești ale lui Ștefan cel Mare și, bă, știu, navigația pe Dunăre, care a fost extrem de importantă inclusiv în perioada Imperiului Otoman, pentru că la vremea aceea există și o explicație logică. Drumurile pe pământ nu erau practicabile tot timpul anului, pentru că nu aveau asfalt cum au acum. Și atunci, știu, legătura între Viena și Istanbul era mai facilă pe cursul Dunării și pe Marea Neagră decât pe uscat, când mergeau cu diligența prin munți cu lotri și așa mai departe. Erau gropi pe apă, da. Și atunci, bineînțeles că componenta asta de transport maritim și, în general, fluvial și costier este foarte veche la noi. Asta vorbind de istoria relativ modernă, pentru că dacă mergem în istoria veche, au fost și coloniile grecești aici și bizantine, deci avem o istorie foarte veche. Dar revenind la istoria ceva mai modernă, flota românească s-a dezvoltat foarte mult în perioada comunistă, așa cum știți, a fost una din realizările acelei perioade, pentru că, într-adevăr, o flotă națională înseamnă foarte mult. Uitați-vă la Japonia, de exemplu, care are o flotă de 4.000 de nave. 4.000 de nave, este unul din cel mai... între primele locuri, ei și cu Grecia să bat ca mărime, cu singura diferență că armatorii japonezi au, în general, pavilionul japonez, armatorii greci l-au cam prin toată lumea împrăștiat. Și atunci, având această tradiție, în perioada anilor 90, după ce flota românească a început să
a intrat în declin, marinarii români fiind bine pregătiți atât din punct de vedere al educației de bază, adică universitare, pe vremea aceea era Institutul de Marină Mircea cel Bătrân, pe urmă au apărut cele două universități, Universitatea Maritimă Constanța și Academia Navală, dar și la nivel, deci asta la nivel educațional, dar și la nivel de formare profesională continuă, fostul CPLMC, actualul CERONAV, a ținut standardele foarte ridicate și atunci pe acest considerent și plecând și de la premiza că noi români în general suntem destul de dezghețați așa, destul de adaptabili, am reușit să ne impunem ofițeri în flota mondială. Dacă la sfârșitul anilor 90, când aveam 400 de nave, existau în jur de 7000 de ofițeri, în momentul de față în România există în jur de 18000 de ofițeri de marină, aproape de 3 ori cât erau în anii 90, cu toate că, așa cum spuneam, nu mai avem flotă. În schimb, avantajul mare a pregătirii profesionale, a pregătirii de bază educaționale și a aptitudinilor pe care le-au ei la bordul navei, ne-a ajutat să pătrundem pe această piață globalizată, pentru că forța de muncă la nivel în marinerie este o forță de muncă globalizată. Este cea mai standardizată dintre profesiile care există la nivel mondial, alături de aviații. Deci sunt cele două profesii care la nivel mondial au standarde comune. Marinăria prin IMO, International Maritime Organization, aviația prin ICAO, International Civil Aviation Organization, organizația civilă internațională. Și atunci, fiind această forță de muncă globalizată, bineînțeles că și noi, România, avem obligația de a furniza ofițeri de marină și personal navigant la niște standarde minime. Aceste standarde minime sunt date printr-o convenție internațională la care România face parte, convenție care, așa cum știm, generează această pregătire profesională continuă pe care constanțenii și marinarii o cunosc ca și cursurile IMO. Ai cursurile IMO, valabile și conform standardelor internaționale, te duci la bordul navei. Nu le ai, una din condițiile, nu suficiente, dar una din condițiile necesare pentru a ajunge la bordul unei nave. Așa s-a ajuns inclusiv în anul 2016 la acest număr mare de cursuri, pentru că practic în quasi totalitatea lor marinarii români plus o sumă destul de mare de marinari din alte zone vin și fac cursurile la noi. Pe lângă aceste cursuri IMO, mai există încă trei componente importante pe care noi le furnizăm în zona de formare profesională. Sunt cursurile pentru marinarii fluviali, în care suntem singura instituție din Estul Europei care furnizăm cursuri pentru marinare fluviali, similare cu cursurile IMO, dar, mă rog, nu la fel de, nici ca nivel atât de multe și nici ca standarde atât de ridicate, pentru că pe fluviu navigația are alt specific. Suntem în momentul de față singura instituție din Estul Europei care suntem recunoscuți atât de Comisia Dunării cât și de Comisia Rinului, practic în toată Europa marinarii români, marinarii de apă dulce, e un eufemism pentru că înseamnă e personal navigant pe ape interioare, ei pot să navige cu cursurile de la noi. A treia componentă este componenta offshore, pentru că am intrat, așa cum știți, în anul 2012 și pe piața offshore. Și a patra componentă este aceea de cursuri de pregătire profesională la nivel de bază, marinari, motoriști și alte profesii din domeniul naval. Toate astea ne-au dus la această cifră de aproape 80.000 de cursuri, ceea ce, din punctul nostru de vedere, repet, ne-a adus pe primul loc în Europa ca și număr de cursuri furnizate de către o instituție de training în domeniul naval. Numărul mare, domnule director, are vreo influență asupra calității? Că mă gândesc că dacă vreți să faceți mult, poate, sau dacă trebuie să faceți mult, poate mai faceți rabat din când în când și de la calitate. Nu ne permitem să facem rabat de la calitate, pentru că suntem în permanență auditați de către organismele internaționale. Așa cum vă spuneam, fiind globalizată această profesie, noi ne înscriem în niște standarde pe care nu le putem încărca. Avem o curriculă, avem un număr de ore minime, avem un număr de aplicații practice pe care trebuie să le punem în practică, avem un minim necesar de dotare pe care trebuie să-l avem la nivel de simulatoare, de tot ceea ce înseamnă parte de
tehnică de instruire. Deci din punctul ăsta de vedere nu putem să facem rabat, pentru că suntem periodic auditați atât de către Autoritatea Navală Română, care este autoritatea tutelară, pentru că noi suntem o organizație, o instituție a Ministerului Transporturilor, patronată de statul român prin Ministerul Transporturilor, dar și de organismele internaționale. Când a avut loc ultimul control, ultimul audit? Ultimul audit, am avut un audit independent acum 2 săptămâni. Deci noi avem cam 10 tipuri de audituri pe an. De la audituri financiare... 10 pe an. Cam 10 audituri pe an, da. Adică suntem o organizație sau o instituție care avem un sistem de management bine pus la punct, un sistem de management integrat, avem compartimente de audit și interne și din partea Ministerului. Vine, ne auditează și EMSA, European Maritime Safety Agency, care vine din partea IMO și Autoritatea Navală Română și OPITO și o mulțime de alte instituții. Am înțeles. Ce s-ar întâmpla? Haideți să luăm un scenariu negativ. Ce s-ar întâmpla dacă aceste audituri nu ar ieși foarte bine? Dacă CERONAV, făcând excepție de dumneavoastră, de funcția dumneavoastră, un scenariu negativ. Dacă CERONAV nu ar funcționa așa cum trebuie, ar fi cei 80.000 de cursanți în pericol să-și piardă locurile de muncă? Ei n-ar fi în pericol să-și piardă locurile de muncă, pentru că mai există și alte instituții care furnizează, în toată lumea există, fiecare țară sau aproape fiecare țară semnat convenție IMO și sunt 174 de țări care au semnat această convenție, aproape fiecare are cel puțin o instituție care pregătește. Dar ar fi nevoie să meargă în altă parte. Să duc în Germania și își fac cursul. Vă dați seama că pentru un marinar român să meargă în Italia, Germania, Anglia sau oriunde aiurea prin lumea asta, costurile sunt mult mai mari. A găsește loc de parcare spre o deosebire de ce da, găsește loc de parcare. Eu vă spun că în Anglia nu găsești loc de parcare și nici în Germania. Te duci frumos cu metrou, te mai duci vreun kilometru pe jos până... M-am pățit-o și eu, stați liniștit. Da? Da. Deci nu sunt locuri de parcare nici acolo, nici aici. Am făcut și eu cursul la rândul meu pe la instituții de afară și spre deosebire de la noi, unde suntem obișnuiți să intrăm cu mașina până în ușa instituții da, sau unde aveam magazinul sau unde mergem acolo, nu mai comentez. Cubori frumos din metro, te mai duci un kilometru pe jos până unde e locul de întâlnire sau unde, inclusiv la IMO, de exemplu, dacă ne ducem la convențiile IMO, când ne întâlnim la întâlnire cu ambasadorii maritimi sau la MSC-uri sau alte nu convenții. Nu vă duceți cu mașina, nu? Păi nu te duci cu mașina, nu poți să intri în Londra cu mașina sau intri, dar intri cu costuri foarte mari. Am fost odată când am făcut Ziua României acolo la IMO și costurile au fost de câteva sute de lire ca să intrăm cu mașina, da? În zona centrală a Londrei. Deci ăsta e primul aspect, iar al doilea aspect, că normal nu pleci din România cu mașina. Te duci, e frumos metrou, cobor la Vauxhall, de la Vauxhall până la sediu IMO pe Albert Einstein, mai e un kilometru și ceva, îl faci pe jos frumos și nu comentează nimeni, adică nu e niciun fel de problemă, pentru că în general, cam în toată lumea, oamenii mai folosesc și mijlocul de comunție numit picior. Acum, da. Serios vorbind, dar aceasta serios cred că ar fi soluția, nu? Pentru că există o lipsă a spațiilor de parcare și la sediul de pe Babanovac și în Falezândor. Din păcate, avem o mare problemă cu parcările în cele două locații de care spuneți dumneavoastră și asta pentru că la momentul în care au fost construite sediile cam respective... Cam câți cursanți erau atunci? Sunt curios. Păi, cursanții erau și atunci, dar nu la nivelul ăsta. Nu la nivelul ăsta. Și acum, dacă ne uităm la nivelul anilor, gândiți-vă că sediul de pe Baba Novac a fost construit în 1976. S-au mai amenajat ceva lucruri de parcare între s-au timp. S-au mai amenajat, dar e unitatea militară lângă. Suficient. Singura modalitate de a parca e pe bulevard. În timpul zilei se poate parca pe bulevard. În schimb, în pescarilor nu mai e unde să te extinzi. Am încercat tot felul de soluții, inclusiv să cumpărăm teren sau să preluăm teren. Există lângă noi o instituție a Ministerului Mediului de la care am încercat să achiziționăm teren. Nu se poate, pentru că fiecare instituție are standardele ei și, din păcate, această problemă, cel puțin în zona pescarilor, nu cred că va putea Am fi înțeles. Rezolvată curând. Să mai meargă lumea și pe cu jos. Cu toate că încercăm să găsim și aici soluții, dar deocamdată n-am găsit soluția cea ceva mai concret, viabilă. Nu? Ceva concret, bun. Da. Nu v-am spus, aveți un număr de telefon afișat și puteți suna dacă aveți o întrebare pentru directorul CERONAV. Avem un telefon deja, bună seara, vă ascultăm.
Bună seara! Dacă aveți o întrebare pentru bună domnul Cupșa, vă rog. Da, numele meu este Popescu. L-aș ruga pe domnul director să ne spună dacă există o concordanță între calitatea serviciilor de formare profesională furnizate și prețurile pe care le percep. Bun, mulțumesc frumos pentru telefon. Ajungem și noi la întrebarea aceasta. Da, acum sunt două componente. Mulțumesc mult pentru întrebare. Sunt două componente după care la care trebuie să ne raportăm. Prima este valoarea absolută. Ca valoare absolută, în momentul de față, prețurile de la Ceronav sunt cam cu între 40 și 60% mai ieftine decât prețurile din vestul Europei. Bine, orice marinar o să spună că nici marinarul român nu e plătit exact ca și marinarul italian. Face o comparație cu salariile. Salariul mediu în România ca și marinarul german și este perfect adevărat. Dar cu toate acestea, diferența nu este de... Adică salariul românului nu e la jumătate față de salariul germanului sau a italianului, dar prețurile sunt cam la jumătate față de prețurile din vestul Europei. Singurii cu care ne comparăm ca prețuri în momentul de față sunt bulgari. Deci la bulgari anumite cursuri sunt mai ieftine ca noi, noi avem anumite cursuri mai ieftine decât ei și asta se poate vedea și îl invit și pe dânsul dacă dorește să vină chiar la sediul instituției să dăm o comparație de prețuri. Ați între... făcut un studiu comparativ? Da, avem un studiu comparativ. Da? Deci în ceea ce privește prețul în piață, în momentul de față suntem una din instituțiile cele mai ieftine din Europa. În ceea ce privește componenta prețului, cum se formează prețul. Prețul se formează, avem un ordin de ministru în care avem o metodologie în care intră tot ceea ce înseamnă costuri. Deci costurile cu echipamentele, costurile cu experții, costurile cu curentul, cu apa, cu tot ceea ce înseamnă parte de utilități, plus costurile de dezvoltare, pentru că așa cum știți și domnia voastră care m-ați întrebat, în permanență trebuie să ne adaptăm, să avem tot ceea ce înseamnă parte de simulatoare, de embarcațiuni, de antrenament, de echipamente și așa mai departe, trebuie să le avem conform standardelor internaționale. Și atunci, în permanență, upgradăm aceste echipamente. Gândiți-vă cu un echipament de, știu, complet de un simulator de navigație complet cu mai multe punți integrate și multipurpose, e de ordinul câtorva milioane de euro. Ceronav funcționează prin autofinanțare. Deci tot ceea ce se câștigă de la cursanți se introduce în dezvoltare și în nimic altceva, adică nu se duc banii nici în dividende de la stat, nici în alte... Rămâne un excedent, nici în alte, probabil. Excedentul pe care îl avem în general, acest excedent îl folosim pentru dezvoltare în continuare, adică ceea ce înseamnă sedii, clădiri, echipamente, simulatoare. Am și înțeles, poți să discutăm și despre investițiile pe care le-ați făcut și pe care vreți în să le general, faceți. În general, ca să închid această întrebare, în general, așa cum vă spuneam, în momentul de față, prețurile de la Ceronav sau costurile pe care le are un cursant cu cursurile la Ceronav sunt cele mai mici pe care le-ar putea avea față de orice altă alternativă dacă ar pleca în Europa. În România nu poate să se ducă în altă parte. În România pe cursuri IMO nu poate să ducă în altă parte, pe partea de cursuri IMO strict. Dar se poate duce în Bulgaria, de exemplu. În Bulgaria, de exemplu, este singura care se mai compară cu noi ca prețuri. Și asta se datorează mai multor elemente. Trebuie să închei răspunsul. Vă ascult, mai avem pe cineva. În primul rând, pentru că avem un număr foarte mare de cursuri și noi, practic, ne facem acest excedent pentru dezvoltare din rulaj, nu din adausuri, și în al doilea rând suntem instituție de stat și nu lucrăm pentru profit. Că dacă am lucrat pentru profit, ar trebui să mai adăugăm la aceste cursuri și un profit, astfel încât să nimeni nu face caritate. Noi fiind instituție de stat, nu facem profit și atunci ne făcând profit putem să ținem prețurile ceva mai jos decât un privat. Am înțeles. Mulțumesc pentru întrebare. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Cred că n-are importanță cum mă numesc. Puteți să ne spuneți, să știți. Aș vrea o singură întrebare. Să știți că puteți să ne spuneți cum vă cheamă. Pe mine mă cheamă Cristian Hagi, Ovidiu Cupșa. Bine, mă numesc... Nu-i nicio problemă. Da, eu mă numesc Bârlă.
Vă ascultăm. Să română. Da. Mă numesc Bârlă. Ce se întâmplă? Am și eu un nepot care este anul 3 la dumneavoastră acolo. Aș vrea să știu când, cum îi se asigură să poată să-și facă cadeția. El deja este anul 3 și nu se vede nicio mișcare. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Am discutat săptămâna trecută cu rectorul Universității Maritime Constanța despre acest lucru. Nu directorul CERONAF se ocupă de aceste probleme, dar puteți urmări emisiunea pe site-ul nostru, să știți. O să vedeți acolo înregistrarea și câteva răspunsuri interesante. Oricum pot să dau un răspuns puțin, să zic, adiacent, nu direct, dar în calitatea pe care o am de ambasador maritim al IMO, vreau să vă spun, doamnă, că chestiunea cu cadeția este o problemă care este în toată lumea, există în toată lumea, nu numai în România. Din păcate, armatorii, hai să zic așa, din economie exagerată, ca să nu-i spun zgârcenie, preferă să nu ia cadeți la bordul navelor sau să ia mult mai puțin decât ar putea să ia. La nivel mondial, în momentul de față, sunt aproximativ 90.000 de nave maritime. Gândiți-vă că dacă fiecare ar lua măcar un cadet la punte și unul la mașină, ar fi 180.000 de cadeți pe an, ceea ce ar aduce 20% în plus, pentru că în flota mondială, în momentul de față, muncesc cam 600-700.000 de ofițeri. Deci vă dați seama că ar exista chiar excedent din punct de vedere al locurilor pentru cadeți. Din păcate, această problemă este o problemă care n-a fost rezolvată la nivel mondial. Așa cum vă spunea domnul Hagi, universitățile au niște protocoale și vă pot spune mai multe. Niște protocoale și înțeleg totuși că de la OMC e o bună parte. Dar ce am propus eu la IMO, am propus ca în echipajul minim de siguranță, am făcut iar o scrisoare către secretarul general al IMO, ca în echipajul minim de siguranță cadetul să fie asimilat ca membru al echipajului minim de siguranță și atunci să poată să înlocuiască fie un timonier, fie un motorist la nivel de punte. N-am primit încă un răspuns. Acum este o propunere să făcută de câteva luni de zile, nu este chiar recentă. Am făcut propunerea în toamnă. Astă toamnă am făcut această propunere. Anul acesta va fi din nou în MSC la IMO, o să am o întâlnire din nou, o să încerc să văd ce se întâmplă cu propunerea respectivă, pentru că la această propunere au achiesat ambasadori maritimi din toată lumea, din Argentina, Mexic, India și așa mai departe, care toți au spus că au aceeași problemă cu cadeții. Pe de o parte se cere să facă 12 luni de cadeție, pe de altă parte ei nu au unde să le facă. Și atunci, practic, sunt în imposibilitatea de a ajunge la bordul navei. Eu sper că mai devreme sau mai târziu se va rezolva această problemă la nivel mondial, pentru că, până la urmă, eu cred că IMO, ca organism mondial, trebuie să aibă o abordare din punctul ăsta de vedere, că mai devreme sau mai târziu, în 10-15 ani, o să ajungă să nu se mai poată înlocui forța de muncă din marinerie, pentru că nu o să ai cu cine. Ori se va trebui renunțat la cadeție, că nu se poate face sau e foarte greu de făcut, ori va trebui să găsească o soluție la nivel mondial pentru această chestie. Corect. Deci există soluții punctuale la universitățile maritime și este o soluție globală care dar, bineînțeles că nu toți cei care sunt în universitățile maritime pot beneficia de cadeție, pentru că am înțeles. Asta e la nivel mondial. Asta e situația. Încă un telefon, bună seara, vă ascultăm. Bun, nu mai avem un telefon, luăm publicitatea acum sau nu, intră pe colegii mei. Bun, mai stăm două minute, vorbeam despre cadeți, vorbeați mai devreme despre dotările pe care le aveți la CERONAV. Ce s-a întâmplat în 2016 în acest punct de vedere? S-au întâmplat multe în 2016 și se vor mai întâmpla multe în următorii 3-4 ani, pentru că mai avem un plan de investiții până în 2020. Da? Spuneți-ne două minute așa, cum ce ați făcut în 2016. În 2016 am adus două simulatoare noi, atât pentru punte cât și pentru mașină. Tot în 2016 am adus o flotă nouă de embarcațiuni pentru pregătire profesională. În 2016 am construit, am finalizat sediul de la Galați, unde va fi cel mai modern centru pentru pregătire a personalului fluvial, personalului navigant pe ape interioare. Practic suntem singura instituție din Estul Europei care vor putea să pregătească personalul fluvial la noile standarde a directivei europene care va intra în curând în vigoare. În 2016
Am reînnoit practic mare parte din celelalte simulatoare pe care le-am avut, pe EGDIS, pe alte componente. Tot în 2016 am intrat, am fost eligibil pe două proiecte europene, am încheiat un proiect european și am intrat pe alte două proiecte europene importante și tot în 2016 am pus bazele pentru investițiile pentru... Despre care vom discuta noi la a doua parte a emisiunii. Dar nu luăm pauză, domnule Cupșă, pentru că mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Să știți bună că seara. Sunteți în direct acum cu Ovidiu Cupșă, directorul Celonav. Vă ascultăm. Da, bună seara! Am și o întrebare la dumneavoastră. Bună seara! De ce nu există funcția de marinar sau motorist portuar? Ce? Marinar sau motorist portuar? Da. De ce nu există această funcție în Constanța? Cred că vă aud. Există un ordin de ministru în care sunt reglementate toate funcțiile, sunt adaptate conform cu STCV-ul. E o chestiune care ține de autoritatea navală română, nu știu să vă răspund. Am înțeles. Haideți să facem așa. Asta, să încercăm să cheamă pe cineva de la autoritatea navală săptămâna viitoare. Dar vă ascultăm dacă mai aveți întrebări. În schimb, există funcția de ofițer mecanic, de capitan portoar, există. Da, știu că predicim la... Mulțumesc frumos pentru intervenția ta. Vă ascult dacă aveți o întrebare, da? Dar pe scurt. Da, e okay. Întrebare, de ce ofițerii nu fac IMO și noi facem IMO? Așa da. Asta e o întrebare adresată direct. Bun. Deci există acel ordin 1252 pe 2016, puteți să vă uitați pe Google, pe net, pe orice, este public și puteți să-l consultați. Acolo să vedeți toate pozițiile pentru care este necesar un curs IMO și ce anume exact care am sunt cursurile. Am înțeles, dar nu mi se pare că e discriminat între ofițeri și legislația românească, eu nu vă răspund, nu pot să vă răspund în principiu, pot să vă spun doar așa, că legislația românească este adaptată la legislația internațională. Este o traducere și o adaptare exactă a STCV-ului. A Convenției de Pregătire Profesională, știți, acel STCV, pe baza căruia să fac cursurile IMO. Dacă IMO cere... Dacă IMO cere... Dar mi se pare discriminare între brevetat și nebrevetat. S-ar putea să aveți dreptate, nu vă contrazic, noi nu facem altceva decât să punem în aplicare legislația în vigoare, care legislația, repet, nu e a statului român, este o legislație internațională mondial. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenția telefonică. Nu e așa numai în România, din câte înțeleg, ci în toată lumea. Există chestiuni care s-ar putea, uneori chiar în discuții cu marinari, care nu sunt totdeauna... Sigur, totul este perfectibil, nu? Perfecte, unele sunt perfectibile. Dar rolul nostru este să punem în aplicare legislația așa cum este. Și bineînțeles că atunci când ajungem la organismele internaționale, încercăm și noi să transmitem tot ceea ce culegem, ca să zic așa, de la firul ierbii. Și uneori ne iese, alteori nu ne iese, că sunt 174 de țări acolo, care fiecare are câte un cuvânt de spus și vă dați seama că nu e România buricul pământului. Noi suntem mai puțin aici, 174, și colegii mei spun în caz că să luăm publicitate. Deci urmez și eu cursul, da? Luăm publicitate și revenim. Am revenit, citez, urmează anul 2017 în care vom continua investițiile și în care ne vom lărgi oferta pregătirii profesionale și în domeniul personalului navigant militar, spuneați dumneavoastră într-o conferință de presă undeva la finele anului 2016. Ce urmează așadar în 2017? Da, noi sperăm ca anul 2017 să fie în primul rând un an al deschiderii de noi piețe. Una din aceste piețe este această pregătire profesională în domeniul personalului militar, personalului navigant militar. Da, aveți voie, mă scuzați, adică vă trebuie un acord de la Ministerul Apărării? Trebuie multe acorduri, o să ajungem și la acorduri. Deocamdată suntem la faza la care încercăm să construim ceea ce avem nevoie ca infrastructură pentru așa ceva și, bineînțeles, și ca bază de relaționare. Primul pas pe care l-am făcut, am făcut o convenție cu cel mai mare furnizor de training din Statele Unite, de pe continentul american, nu-i spun numele că suntem la televizor și nu cred că se va duce cineva să cumpere ceva, dar mă rog, nu-i spuneți numele. Este reclamă, da? Care sunt... De-aia v-am văzut prin Mississippi sau nu? V-am văzut pe rețele socializare. Sunt privați, în principiu, sunt civili, adică
nu sunt instituții militare și în Statele Unite funcționează foarte bine cooperarea civilo-militară. Ei sunt principalii furnizori de training pentru armata americană, pentru marina americană, în toată lumea, inclusiv pentru armata 8-a din Coreea, pentru Statele Unite și așa mai departe. Pe zona de pregătire marinărească, nu vorbim aici de zona de pregătire de tras cu tunul, cu arc, cu ce mai trage armata. Nu ne interesează chestiunea asta militară. Ne interesează cursuri de sea survival, de firefighting, de salvarea vieții pe mare și așa mai departe. Adică deci ce fac și ce? Ceea ce fac toți marinarii, fie că sunt civili, fie că sunt militari. Da, cursuri de salvare a vieții în caz de sinistru cu elicopterul sau știu eu, cu avionul în cazul în care se prăbușește avionul și așa mai departe. Care sunt cursuri de supraviețuire pe care trebuie să le facă oricine, indiferent care grad militar sau este în zona civilă. Acesta e primul pas pe care l-am făcut. Am încheiat un memorandum de înțelegere cu această instituție, cu această organizație americană, care pe parcursul anului 2017 urmează să ne furnize de know-how și restul de, știu, de suport pe care l-avem pentru curiculă, pentru programă și așa mai departe. Toate celelalte chestiuni din sau pași următorii nu fac parte sau nu constituie interesul sau obiectul publicului larg, pentru că sunt chestiuni de natură, dacă vreți, mai mult sau mai puțin privată, nu de un contract care e un contract între părți și e secret pentru publicul larg, dar de, în principiu tot ceea ce înseamnă parte de know-how și de sprijin în ceea ce privește furnizarea de cursuri pentru domeniul acesta militar, îl avem în momentul de față asigurat. Pasul 2, bineînțeles, că este acela de a reuși să stabilim sau de a bate în cuie, pentru că niște legături am stabilit, să batem în cuie o cooperare cu cei care sunt responsabili pentru trimiterea celor care au nevoie de aceste cursuri la noi. Ministerul Apărării. Noi sperăm, nu ne referim la Ministerul Apărării, ne referim în special la militari din afara țării, la militari NATO, militari din bazele americane, militari care au pentru care ar fi mai ieftin să facă cursurile în interesant. România. Nu vă adresați decât să, locale. Bineînțeles, ne putem adresa și pieții locale, dar mai ales cele externe. Dar în special ne interesează această piață în condițiile în care România este o componentă importantă în această economie a NATO și în condițiile în care sperăm să fie o relocare cât mai mare de trupe în zona noastră. Și început mâine vin niște tancuri. Ar fi mai ieftin și pentru dânsii decât să construiască un centru care costă milioane și să fac facilități pentru câteva mii de... Am înțeles, dar așa se pune problema să construiesc un centru sau să se ducă în altă parte, de exemplu? Nu știu cum se pune problema. Ce fac acum? Unde fac aceste construcții? În momentul de față le fac fiecare la unitățile în care sunt, în zonele în care sunt. Păi dați seama, atâta timp când nu sunt relocați aici, nu știu, când erau la Icirlic, făceau undeva în Turcia, când erau... Am înțeles, dar atunci când vor veni aici, probabil că vor avea vor veni aici, noi sperăm să avem capacitatea să convingem autoritățile responsabile și românești și americane să îi aducem la noi, pentru că până la urmă sunt eu o cooperare civilo-militară, suntem o instituție sigură, suntem o instituție care știm să păstrăm secretul de serviciu, suntem o instituție care avem tot ce ne trebuie, acces la certificate ornici și date mai mult sau mai puțin importante care nu sunt destinate publicului larg și eu cred că putem conferi mai multă siguranță decât un privat care, mă rog, ar trebui să construiască de acum de la zero sau... Vedeți posibil în acest an acest program? Nu pot să vă răspund la toate întrebările și nici nu... Bun, haideți să nu insistăm pe asupra acestui subiect. Am înțeles, avem un telefon și apoi revenim la discuția noastră. Bună seara, vă ascultăm. Alo? Alo? Sunteți în direct cu domnul Ovidiu Cupșa, directorul CERONAV. Bună seara. Vă ascultăm. Să rămâne, doamnă. Vă auzim, să știți, sunteți în direct. Da. Aș vrea să-l întreb pe domnul Cupșa. De ce cei care au terminat facultatea, au făcut cursurile IMO, au
în cursurile acestea un curs care se numește reconfirmare brevet, atâta timp cât ei nu sunt ofițeri, nu am înțeles de ce trebuie să fac acest curs pentru reconfirmare brevet. Atâta timp cât doar ce au terminat facultatea au făcut cursurile pentru brevetul de ofițer, iar în timpul acestui curs se bagă acest curs. Am înțeles. Reconfirmare brevet. Haideți să-i dă voie, domnului Cupșa, deci, să răspundă. Există două aspecte. În primul rând, toți studenții în momentul de față, sub egida CERONAV, pentru că tot CERONAV rămâne organismul de certificare, sub egida CERONAV și sub supravegherea CERONAV, pot să-și facă cursurile pentru cadeți la universitățile la care fac pregătire, pe care le absolvesc în timpul perioadei educaționale, adică în timpul facultății, la Universitatea Maritimă, respectiv la Academia Navală. Ulterior există două tipuri de reconfirmări. Deci odată este trecerea de la nivelul de cadet la nivelul de ofițer pe care trebuie să o facă la CERONAV și a doua chestiune este legată de cursurile pe care le fac în mod normal, refreshment, pentru că asta se numește reînnoire, odată la 5 ani. Alea sunt obligatorii pentru toată lumea, numai pentru cei care au absolvit acum universitățile, pentru că inclusiv cei care au absolvit acum 5, 10 sau 15 ani trebuie să facă acest refreshment. De fapt, refreshment înseamnă reînnoire. Reînnoirea cursurilor care se face conform normelor IMO odată la 5 ani. O parte din cursuri rămân valabile pe viață, de la o parte din ele se face refreshment. Am înțeles, mulțumită de răspuns? Nu prea, pentru că atâta timp cât doar ce a terminat facultatea, da, a terminat academia, are cadeția, a făcut cursurile, reconfirmarea brevet, atâta timp cât el nu este ofițer, mi se pare că, da, am înțeles, peste 5 ani, mi se pare în regulă. Dar cum a terminat facultatea și a făcut cursurile astea, nu mi se pare în ordine. Chestiunea, să fie băgat acest curs, înțeles, mai ales că acești copii sunt la mâna părinților. Sunt ținuți de părinți, poate sunt în vârstă, poate n-au bani, n-au înțeles. Banul lor. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Aveți dreptate. Eu personal am fost lider al Ligii Studenților din Universitatea Maritimă Constanța și m-am bătut pentru ani de zile pentru a face cursurile IMO în universitate. Vreau să vă spun că faptul că în momentul de față reușesc să fac aceste cursuri de cadet în interiorul universității este un avantaj, pentru că altfel trebuia să fac alea de cadet să poată să plece pe mare, pe care le plăteau tot la prețul de la CERONAV, și pe urmă să facă cursurile de ofițer pe care să le plăteau din nou. Deci asta e diferența, pentru că ei fac în primul rând, în primă fază, programul de cadet, urmând ca ulterior să-și facă upgrade-ul la programul de ofițer. Pentru că nu refac toate cursurile, fac doar o parte din cursuri pentru a trece de la nivelul de cadet la nivelul de ofițer. Am înțeles, 30 de secunde până la final. Mulțumim, doamnă, pentru telefon. Nu avem timp să continuăm discuția pentru că mai avem câteva secunde până la finalul emisiunii. Aș mai fi avut și alte întrebări, dar poate cu altă ocazie. Mulțumesc pentru prezență, domnule Cupșa. Și eu vă mulțumesc și să vă dea Dumnezeu sănătate. Sper ca marinarii români să fie în continuare printre cei mai buni din lume, așa cum sunt și acum. Sunt convins că așa va fi. Mulțumesc și dumneavoastră pentru telefoane, pentru că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.